a fost un moment în adolescență în care am avut de ales, a trebuit să aleg credința mamei mele, așa cum Iacov a ales credința lui Avram, bunicului și a tatălui lui Isaac. Și da, a trebuit să mă decid, pentru că vedeam că lumea mă caută tot mai mult, vrea să mă acapareze tot mai mult. Îmi aduc aminte că eram adolescent și eram în balcon, în balconul apartamentului nostru, era o zi senină, cerul foarte albastru, foarte frumos. Și am făcut o rugăciune foarte sinceră atunci și am zis lui Hristos, Iisuse, dacă existi cu adevărat, vreau să fi și, așa am zis, prietenul meu. Prietenul meu. A fost o rugăciune foarte sinceră, o rugăciune făcută de un adolescent și vreau să vă spun că atunci, în momentul ăla, am simțit o foarte mare căldură în piept, o căldură inexplicabilă, am simțit o foarte mare căldură, o foarte mare pace care nu mai m-a lăsat niciodată au venit provocări, căderi în păcat, momente de rebeliune față de Dumnezeu, așa, la nivel mai mult de cuge și de minte. N-am fost un băiat să sar în păcate, să fac păcate, a fost mai mult așa o stare de îndoială de multe ori. Însă întotdeauna căldura asta a fost cu mine, a fost cu mine și Dumnezeu, Dumnezeu a rămas și da, Iisus Hristos este cel mai bun prieten al vieții mele. Înainte să fac Institutul Teologic Pentecostal, am cântat și cântam foarte mult. În timpul institutului, patru ani de zile, am cântat. Slujirea mea de bază a fost cântatul. Apoi am terminat institutul, deși am fost la uh, secția de pastorală, practic m-am pregătit să devin pastor, tot la cântat m-am întors. Și atunci uh, Dumnezeu Dumnezeu m-a împins puternic de la spate. Uh, Mi-aduc aminte că am plecat într-un turneu, tot așa, să cânt. Uh, predicam foarte rar, foarte rar predicam. Uh, însă în Spania, când m-am dus șapte zile să cânt uh, și să predic, um, o tânără din Spania, din Madrid, mi-a spus, în timp ce urmăream uh, niște cântări de ale tale, am simțit uh, cum Dumnezeu efectiv mi-a spus să-ți comunic că tu trebuie să deschizi o biserică în București. Și mi-a mi spus un lucru care m-a pus pe gânduri. Eu alergam foarte mult, foarte multe conferințe de tineret, foarte multe concerte, foarte mult, câte șapte, 14 zile eram plecat de acasă, în străinătate, în țară și mi-a zis un lucru care m-a făcut să mă rog foarte serios și să cer călăuzire și să îl întreb pe Dumnezeu dacă chiar asta este voia lui, pentru că tânăra asta mi-a zis așa, dacă nu vei asculta de Dumnezeu, toată alergarea ta va fi în zadar, degeaba. Și eu zic, păi cum, Doamne, să în mintea mea a fost, cum, Doamne, adică eu alerg pentru tine, când pentru tine, te laud pe tine prin toate bisericile din țara asta și din lumea asta și să fie degeaba. Și m-a pus foarte... Dacă n-ar fi fost cuvintele alea, poate aș fi zis să las, că și a imaginat femeia asta că trebuie să fie o pastor, să deschid o biserică. Și am plecat din Madrid spre nu mai știu ce oraș din Spania, la vreo 300 de kilometri de departare. Acolo a venit o doamnă la mine și mi-a zis așa, ai doi talanți și domnul îți mai dă unul. Cântam, scriam cărți creștine și al treilea talent, am înțeles, am corelat cu ce mi-a zis cealaltă femeie, că este chemarea aceasta la, la pastorație. După care am început să mă rog. Bunica mea este foarte credincioasă, stă cu Dumnezeu în părtășie, se roagă zile și nopți. Am rugat-o să se roage pentru mine, să-mi comunice. Dumnezeu mi-a mi vorbit și prin ea, și prin mama, care este tot așa o femeie foarte credincioasă. Mi-a pus Dumnezeu și mie pe inimă. Și apoi am avut o întâlnire cu un om foarte credincios și l-am pus să se roage pentru mine. Am zis, Doamne, omul ăsta nu știe nimic despre mine. Nu știa nimic despre mine. Era la o conferință unde a fost și dumneavoastră, pare mi se, la Sinaia, cu Teen Challenge, așa... Brown. Da, cu Ron Brown, exact. Și era fratele Ron Brown, nu știa nimic, american, habar n-avea de mine, a vorbit foarte frumos, mi-a plăcut, am stat la coadă să se roage și pentru mine. Și nu i-am zis nimic, i-am zis vreau să vă rugați pentru mine. Și mi-a zis așa, mulți te cheamă în lucrările lor, te duci, alergi mult în stânga și în dreapta. Nu știa nimic despre mine, cine sunt, ce fac. Zice, alergi foarte mult în stânga și în dreapta și ajuți multe lucrări. Dar acum Dumnezeu îți dă lucrarea ta și trebuie să stai în lucrarea pe care ți-o dă Dumnezeu ție, ți-o încredințează. Și mai este așa, îți dă Dumnezeu toate darurile de care ai nevoie ca să faci lucrarea aceasta. Și am rămas uimit. După ce fratele Ron Brown mi-a spus lucrul ăsta, era și el șocat de ce îmi zice și îl întreabă, era Sani, Sani Trancă îl, îl traducea. Uh, îl întreabă pe Sani Trancă, dar cine este, ce face? Că a avut un, un cuvânt foarte specific, foarte direct. Zice, să nu te mai duci în sânga și în dreapta, rămâi în lucrare și uh, eu, Domnul, îți voi da toate darurile de care ai nevoie. Interesant a fost că în seara aia la hotel m-am rugat și am zis așa, Doamne, urmat anul 2015, anul în care am deschis Biserica Profides. Și noi artiștii luăm evenimente, știți, pe un an de zile agenda e plină, conferințe, tot felul de evenimente creștine, bineînțeles. Și la mine deja începuse agenda să se umple foarte puternic și foarte repede. Scosesem atunci un hit creștin, Dragostea, Profide Dragostea. Toată lumea voia să audă cântecul ăla să vină, profide să cânte. Și aveam foarte multe evenimente în creion, nu știam am zis, Doamne, dacă în seara asta tu îmi spui să rămân în București și să deschid o biserică, să nu mai mă duc nicăieri, eu nu mai plec nicăieri. Și Ron Brown mi-a zis, Dumnezeu prin el mi-a zis, nu mai pleca nicăieri, rămâi în lucrarea ta. Și de atunci am anulat, am răspuns, -am, am refuzat practic toate evenimentele și se fac 5-6 ani de zile de când uh, am ieșit uh, foarte rar, duminica, din București. Foarte rar. Deci, sunt 6 ani de zile de când duminică, de duminică, în fiecare dimineață sunt la Biserica Profides și cu pandemia asta chiar n-am mai plecat doi ani de zile aproape deloc. O dată pe lună obișnuiam să plec în câte o biserică Profides. Dar acum bisericile Profides sunt destul de aproape de București unele dintre ele și plec după masă.